România condamnă orice tentativă a Federației Ruse de a destabiliza situația din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Klaus Iohannis la conferința de presă susținută în comun cu Maia Sandu după discuțiile purtate la București. Liderul de la Cotroceni susține că Rusia mizează acum pe dezinformare și propagarea unor narrative care să dezbine societatea. România ne este alături sincer și dezinteresat, a declarat la rândul său președintea Maia Sandu. Maia Sandu și Klaus Iohannis s-au întâlnit la București pe fundalul unor îngrijorări privind vulnerabilitatea Republicii Moldova în fața presiunilor rusești. Întrevederea de la Cotroceni a fost organizată după ce ambii președinți s-au întors din Polonia, unde au avut totuși agende separate. Iohannis a participat la summitul flancului estic al NATO, iar președinta Sandu s-a întâlnit cu liderul de la Casa Albă, Joe Biden, și cu președintele polonez Andrzej Duda. Acțiunile hibride ale Rusiei, care iată, se intensifică la împlinirea unui an de război. Tentativele de destabilizare sunt susținute de intensificarea propagandei pro-ruse, scopul fiind alimentarea de narrative utile Rusiei și diminuarea unității și solidarității noastre. Dar noi nu vom ceda. În această perioadă complicată, România ne este alături, sincer și dezinteresat. În timp ce unii ne șantajează, alții ne îmbrățișează. Știm că sângele apă nu se face, suntem tot mai aproape de România, de Uniunea Europeană, de familia noastră. Mulțumesc, doamna președinte! Săptămâna viitoare și prim-ministrul Dorin Recean va merge în vizită oficială la București.